Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, a cărui reprezentant de seamă îl omagem astăzi. Iuriu Maniu este un român al tuturor românilor. Este un exemplu de moralitate și un exemplu care ar trebui să fie urmat de toți politicienii români. Mă refer la faptul că, deși a fost un adversar al lui Ion Antonescu, în momentul în care Ion Antonescu a fost judecat și s-a cerut lui Iuliu Maniu să-l înfunde, în sensul că să vorbească împotriva lui Ion Antonescu, a spus cuvintele care au rămas după el: adversarii politici nu trebuie să se transforme în canibali politici. A murit exact acum 60 de ani, în dimineața zilei de 5 februarie 1953. Ceea ce este interesant este faptul că nu i s-a făcut certificat de deces decât după 4 ani și jumătate, în 20 iulie 1957. S-a ținut ascuns faptul că a decedat. Nevernicile au mers mai departe, în sensul că la studii s-a trecut fără, cuvântul fără, la ocupație s-a tras linie și faptul că s-a menționat pe certificatul de deces că a fost asistat medical. A fost prim-ministru al României în mai multe rânduri, a refuzat în mai multe rânduri funcții în momentele în care a simțit că nu este momentul să ocupe acele funcții datorită conjuncturilor. A fost un bun creștin și și-a dedicat întreaga viață, nefiind căsătorit niciodată, și-a dedicat întreaga viață slujirii partidului. Deși este un moment în care ar trebui numai să-l omagem, nu pot să nu remarc socrul acesta, care nu face cinste orașului, mai ales că este la kilometru zero al orașului Alba Iulia, cum ar veni. S-au făcut și s-au investit atâția bani în alte lucruri de mai puțină importanță și facem un apel, fără să mai spun mai multe lucruri, facem un apel reprezentanților primăriei care sunt de față să înștiințeze Consiliul Local să facă bine, să aducă soclul acestei statui la un stadiu care să fie cât de cât acceptabil, mai ales că Alba Iulia este un centru turistic din ce în ce mai important, vine sezonul cald și din ce în ce mai mulți oameni din țară vor veni în concediu la Alba Iulia, pe bună dreptate, suntem mândri de cetatea care s-a făcut, dar trebuie să nu se neglijeze nici celelalte puncte importante din istoria noastră. Vă mulțumesc pentru faptul că ați fost astăzi aici și Dumnezeu să-l odihnească și să dea Dumnezeu să fie mai bine decât e astăzi. Vă mulțumesc.